Peste 100 de familii de pe strada Observatorului din Cluj-Napoca vor rămâne fără locuri de parcare din 1 ianuarie 2019. Asta după ce conducerea primăriei a decis desființarea celor 109 locuri de parcare în vederea realizării unor benzi dedicate pentru autobuze. Oamenii sunt nemulțumiți și au ieșit în stradă. Primul protest a avut loc luni, iar al doilea în această seară. Mi se pare odată o nedreptate. Iar apoi nu știu de ce se întâmplă acest lucru. Pentru că noi avem niște alveole unde ne parcăm mașinile de 20 de ani. Aproape de 20 de ani parcarea asta. O plătesc și eu vreau să o am pe asta. Cetățenii consideră că măsura este absurdă. Tot timpul zona a fost foarte problematică cu parcările și din cauza camionilor studențești și din cauza faptului că sunt foarte multe blocuri. Și acum mi se pare foarte absurd faptul că vor să renunțe cu totul la parcări. Am avut parcarea 62, partea cealaltă cu partea cu studență. N-am putut să parchez mașina nici barem odată. Care este planul? Care este ideea? Chiar noi nu știm nimic, noi am aflat de la dumneavoastră din presă. Deci, practic, noi n-am primit nicio hârtie, nicio înștiințare, am vrea să știm ce se întâmplă. Locuitorii de pe strada Observatorului cer municipalității să le ofere o alternativă. Să se gândească cum să facă niște parcări, care parkinguri care ar fi loc să se facă, mai ales după blocul ăsta, ar fi măcar pentru 100 de mașini. Să le facă cât mai repede. Unii locuitori au alte soluții pe care ar putea să le pună primăria în practică. Soluția, nu știu, să tai aici, din... au făcut părculețul ăsta aici pentru copii. Îi așa cum e făcut, nu e foarte reușit pentru că, uitați-vă la el cum arată. Conducerea primăriei a propus ca posibile variante alocarea de locuri de parcare în alte zone sau în parkingul HD, care se află abia la stadiul de licitație. Ce părere au locuitorii despre soluția cu parkingul? Renunț categoric, că n-am altă soluție. Ce o face mai târziu, nu știu, dar nu-i corect. Cât despre ideea primăriei de a face benzi dedicate pentru autobuze cu scopul decongestionării traficului, clujenii din zorilor au o părere fermă. Nu o să meargă treaba nici dacă sunt 10 benzi, pentru că când e circulație mare, deci stopul și sensul giratoriu oprește tot.